Mă numesc Valentin Tuhăr, sunt directorul Școlii de Muzică Maria Vișu, deja 22 de ani. Activez și ca profesor de trompetă, am mulți discipoli laureați la, de mai multe concursuri naționale, internaționale. Activitatea mea a fost apreciată și Direcția Culturii, Ministerul Culturii și de Guvernul Republicii Moldova. Am distincție, titlul om nimerit. Ai terminat conservatorul? Da, din Chișinău? Chișinău, da. Eu am început să cânt într-o orchestră de fanfară, învățând la școală medie. Unde e, în da, raion? În raionul Kamenka. Florește acum, da. Cânt într-o orchestră de fanfară, am absolvit și școala, am primit o diplomă, cum era atunci, roșie se numea, mențiune. Am studiat 4 ani la Colegiul Neaga, după ce am avut o invitație să prelungesc studiile la Moscova, la Universitatea de Dirijori, cum era atunci, de orchestră militară. Da, am avut invitație, chiar și îndreptare de la Colegiul Neaga. Și am trimis actele, copiile la Moscova, dar original le-am dat aici, la conservatorul la Chișinău. Și am dat 2 examene, am primit 2 note 5 și așa am rămas aici. Și mai rest toate. Nu am plecat. Aveți familie, aveți copii? Da. Muzicanți? Muzicanți, da. Fiica activează șefa secției, în funcție de șef de secție instrumente cu coarde. Unde? Aici, chiar aici, da. A absolvit liceul Ciprian Porumbescu, Academia de Muzică, predevioară, mulți ani, are performanțe, are laureați, iată, ce, conduce orchestra, conduce ansamblu de violoniști. Este mai ștafeta. Am un pianist, generele o acompaniază. Ne poate cânta la pian. Foarte bine. Stați să vă... Asta e. Eu am activat ca șef de secție instrumentele aerofonie. Și pe urmă a fost mai înaintat colectivul în 1995. Și am activat până în 2012, era școala numărul 3, școala de muzică numărul 3, și deja 5 ani. Școala poartă un nume foarte frumos și vestit, Școala de Muzică Maria Vir. Numele acesta ne obligă să activăm mult mai bine. Nu putem să ne permitem să ne prezentăm la un concurs, la un festival cu un nivel mai jos. Numele acesta ne obligă ca să fim mai performanți, mai moderni. În luna mai s-au întors elevii noștri, au fost 10 elevi. La un concurs, nu festival, dar concurs internațional din România, în orașul Tulcea. Din Moldova au fost și de la liceul Ciprian Porumbescu. Și din 10 elevi, elevii noștri au adus 9 diplome. Din 9, 6 sunt de gradul 1, 2, 3. Și 3 diplome de mențiune, cu premii. Vă dați seama, din 10, ce 9... Instrumente, la care instrumente au cântat? Au cântat la vioară, la pian. Acordeoniști anul acesta n-au fost. Acordeoniști, nu eu cu orchestra, de acordeoniști, ai noștri, am fost în mai multe țări. Eu știu că ați avut un ansamblu foarte frumos. Da, orchestra, conducea. Ei, prerzile au plecat deja în Rusie. Tosașeu. Da, Tosașeu, Boris și Ludmila. Era o orchestră. O familie. Foarte, foarte vestită, cunoscută, acordeon Brio. Ei au participat la mai multe concursuri. Începând Polonia, Cehia, Germania, Austria, Franța, Portugalia, Danimarca, Italia, Rusia de mai multe ori. La noi, practic, 95% profesorii au grad didactic. Sunt care au titlul om emerit, au distinții în Ordinul Gloriei Muncii. Avem profesori cu gradul superior, gradul 1. Da, cadre didactice performante. Avem foarte bune performante. Avem o secție foarte, mă mândresc cu secția instrumentelor cu coarde.
Uh-huh. Avem violoniști. Orchestră aveți? Ceva? Avem ansamblu de violoni. Unison, cine este conducător? Este conducător Elena Soțchi. Uh-huh. Ea cu ansamblul acesta tot a avut multe concerte, multe premii. Premiul mare din Germania. Asta clasic ansamblu sau taraf? Nu, clasic. Taraf da. Nu aveți încă. Taraf la moment nu avem, fiindcă e problema cu instrument popular. Cu părere de rău, nu prea vin elevii să studieze nail, țambalul. Da, aveți în școală aceste instrumente? Instrumente avem, nu avem oferte, nu vin elevii. Doritori. Da. Părere de rău, toți vor la chitară, la pian și la vioară. Însă avem o orchestră de acordeoniști care și anul acesta a avut mai multe concerte. Și pe la licee, și la ambasadă, deci activează, este. La moment avem corul școlii care a obținut locul întâi la concursul național, pe ansamblu de violonești care, nu știu, nu mai țin minte, de 5 sau de 6 ori a fost, a obținut premiul de gradul întâi, premiul mare, orchestra de acordeoniști. Cum alegeți repertoriul? Noi, în program, în planurile individuale, includem mereu repertoriul de compozitor autohton. Autohton. Da. Deci este vorba și de muzică populară, mm-hmm. este și vorba de muzică clasică, așa, ca de exemplu la violoniști. Adică la Tatcaci, Neagă, Știu, da, Știu, da. Oca, da, Doga. Da, este, da, Doga deja mai mult e clasică. Noi facem masterclass. Invităm profesori da. De la Academia de Muzică, mm-hmm. de la Liceu Ciprian Porumbescu, uh-huh. De la liceul Serghei Rahmaninov, da, chiar și anul acesta am avut ori demonstrative și master class. Schimbul experienței da. Aveți. Și am avut un șir de lecții despre activitatea doamnei Maria Bieșu. Au fost invitați muzicieni de la teatru de operă. Au fost invitați la Academie de Muzică. Noi suntem unica școală unde au făcut studii rudele. Doamnei Maria Bieșu. Uh-huh. Nepoții doamnei Valentina, sora Maria Bieșu. Uh-huh. Și ei au studiat la noi pe la canto. Canto da, da, la canto și la pian. O rude studia la mine trompetă, acum face studii la Sankt Petersburg. Da. Câți absolvenți astăzi număr? De obicei de la 30 până la 40. Și plată. Părinții achită, aici contează la ce instrument studiază. Dacă uh-huh. instrumentul e mai solicitat, de exemplu pianul costă 310 lei, ca sunt toate școlile din municipiul Chișinău. 310 lei pe... pentru o lună. Vioara costă mai ieftin, 170 de lei. Leon cât costă? E 180 de lei. Da. Deci vorbit. Mai scump costă chitara, canto și pianul. Instrumente populare tot costă 170. Cred că simt necesitatea de a avea mai mulți profesori de instrumente populare. Cum mă strădui și chiar câteodată și insist ca în repertorul la fiecare elev numai decât să fie și piese de compozitori autohtoni. Mulțumesc, domnule Valentin, vă doresc succese!